Serviciul public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din subordinea primăriei municipiului Călăraș, potrivit competențelor, a capturat de pe domeniul public anul trecut 299 de pisici, 4 cabaline și 6 bovine. De asemenea, 1001 câini fără stăpân au fost capturați de pe domeniul public al municipiului Călăraș, iar 276 de sesizări telefonice au fost soluționate de echipele de capturare. Doar 6 câini au fost revendicați de proprietari. Mai multe amănunte despre activitatea serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân ne dă directorul Alexandru Drăgulin. Spuneți-ne câteva cuvinte despre activitatea serviciului derulată anul trecut. Vă pot spune că activitatea a început să devine din ce în ce mai complexă în cadrul serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, pentru că ne-am mărit, după cum știți, ne-am activitatea și către alte domenii, plus peste porcina care ne-a afectat anul trecut și care a fost direct răspunzător de prevenirea și combaterea acestora, precum și neutralizarea animalelor din focarele de peste porcină. Pe animale vă putem spune că am continuat cu acțiunile de capturare, atât pe câini, domeniul principal de activitate, cât și pe alte animale, pisici, cai, tot ce am găsit pe domeniul public al municipiului Călăraș. Și în continuare vom derula astfel de acțiuni pentru ca cetățeanul să aibă siguranța de a merge pe stradă. În 2019, câte animale ați... În 2019 am avut 1000 câini capturați, 299 de pisici, am avut și 2 cai și 4 cai, pardon, și 6 bovine. Dacă știm că aici țineți câinii și pisicile, ce se întâmplă cu caii capturați sau cu bovinele capturate? Avem creat un adăpost în spate special pentru animale mari. Iar mai departe, legea îmi spune două lucruri. Una, să fie valorificat, ceea ce nu putem face pentru că nu deținem actele ca să constatăm un istoric epidemiologic al acestor animale, sau să fie dat către adopție. Am reușit să le dăm către adopție, să le găsim proprietari, pentru că ele nu au fost revendicate și nu au fost identificate pe baza protocolelor, microchipurilor sau altor documente. Iar ca ultima adresă primită din partea Direcției Sanitare Veterinare la solicitarea noastră, din păcate nu vom mai putea să le dăm către adopție, vor trebui să le eutanasiem. Deci oamenii nu vin să le revendice. Odată capturate, ei nu vin să le... Nu au mai venit. Nu știu de ce. Riscă amendă sau ce nu mai împiedică? Sunt două motive. Una, în primul rând, ca să poți să revendici un animal, trebuie să fie identificat. Și să ai acte... Să ai act, pașaport asupra animalului respectiv. Odată ce acestea nu au astfel de acte, este foarte greu. Dar nu au venit nici să le adopte ulterior, când după formalitățile de microcipare sau de... Toate cele, pentru că sunt și niște condiții de adopție. Ei trebuie să fie înregistrați ca și crescători de animale, să dețină un cod de exploatație, ca ulterior, după adopție, aceștia au obligativitatea de a lua toate căile legale pentru a intra în legalitate cu deținerea acelor animale, creșterea acelor animale. Știu că anul trecut ați derulat și o campanie de sterilizare. Câte animale au fost sterilizate? Din păcate, doar 213 cetățeni, să spun așa, au binevoit să profite de această campanie gratuită de sterilizare, deși legea impune încă din 2013 obligativitatea sterilizării câinilor de rasă comună. Observ că de la an a scăzut numărul celor care profită de această campanie, dar în același timp numărul câinilor de pe stradă nu au scăzut, dar totuși apar, încă mai apar. Tocmai din aceste monte, să spun așa, necontrolate din curțile oamenilor, care ulterior pui ajung către locurile publice din municipiul Călăraș și se abandonă prin parcuri, să văzut despre cazuri sau în alte spații. Înțeles. Puteți fi solicitați în momentul în care identificăm astfel de animale? Dumneavoastră vă deplasați? Puteți interveni? Desigur. Permanent. Avem acel număr de telefon la care se poate apela 24/24, dar bineînțeles numai anumite situații. De exemplu, o situație care impune deplasarea echipei este cea puilor, pentru că știm foarte bine aceștia se descurcă mai greu și risc a fi omorâți, accidentați sau alte lucruri. Precum și prezența animalelor agresive, libere, pe spațiu public și a cadavrelor. Pentru că să nu uităm, în atribuțiunea noastră intră și colectarea cadavrelor de pe domeniul public. De la începutul anului ați derulat campanii de informare? Desigur, noi prin compartimentul de control avem două planuri. Planul de prevenire, să spun așa, și planul de control și sancționare a deținătorilor de animale. Noi am dezvoltat și de la an la an am mers către cât mai multe unități de învățământ
de pe raza municipiului pentru a ține o educație elevilor cu privire la ce înseamnă un animal, ce reprezintă, mă refer ca și responsabilitatea de a crește un animal, precum și comportamentul copiilor atunci când se întâlnesc cu un câine comunitar, cum să reacționeze față de acesta. Acțiunea care, împreună cu Inspectoratul Județean de Jandarmerie, cu care avem un plan de acțiune, îl respectăm și mergem atât primăvara cât și toamna pentru a ține astfel de ore de educație cu elevii, atât cei școlari, cât și cei liceaști. În momentul de față, câte animale aveți găsuite în adăpost? Avem 224 de câini și 32 de pisici și niciun animal mare. Anul trecut, de exemplu, câte adopții ați avut? 415 adopții, aproape jumătate din câinii capturați și-au găsit un stăpân prin măsurile pe care le-am luat și cu... De aia am mărit numărul zilelor de cazare din adăpost la 90 de zile lucrătoare. Din ele vă pot spune că 118 au plecat către alte state ale Uniunii Europene, iar 227 au rămas pe teritoriul României. Prin persoane fizice, ONG-uri de pe teritoriul României, dar am reușit totuși să salvăm viața la aproape 500 de animale. Cum vă descurcați? Aveți angajați suficienți pentru adăpost? Vin voluntari către dumneavoastră? Partea asta de voluntariat este dezvoltată în domeniul ăsta? Angajații care avem sunt suficienți la ora actuală, deși trebuie să recunoaștem că anii trec, îmbătrânesc și ei, iar randamentul acesta este mult mai slab față de la acum câțiva ani de zile. Din păcate nu avem voluntari și nu am avut nicio solicitare în, să spunem, acești 8 ani zile de funcționare a adăpostului pentru ca o persoană fizică să vină să lucreze cu animalele, să joace, inclusiv poate dacă dorește orice lucru este binevenit de voluntariat către adăpost. Noi așteptăm, sperăm ca totuși cetățenii să gândească într-o zi că ar fi frumos să dea o mână sau să mângâie un cățel din adăpost să-i ofere un chip de fericire. Persoanele care vor dori totuși să vină ca voluntar la dumneavoastră la adăpost pot primi informații mai multe de la dumneavoastră de la sediu? Adică pot veni aici să primească mai multe? Desigur, pot veni aici, stabilim, încheiem un contract de voluntariat, dacă se poate, pentru că trebuie și niște instructaje făcute înainte să intre la animale, pentru că totuși sunt carnivore și pot uneori mai pot ataca, nu neapărat că sunt ele agresive, cât anumite mișcări bruște ale omului sau alte aspecte.